Bună dimineața și bine v-am regăsit, columbofilii adevărați. 5 august 2020, este undeva ora 5:30 dimineața. Voi face primul antrenament cu puii de la Reghin, circa 90 km terestru, maxim 4 km aerian. Puii se prezintă în condiții foarte bune. Am deja aici îmbarcați 4 pui. Pe fiecare îi scriu pe foaie ca să știu la final cu câți rămân. Voi duce în jur de 60 de pui, restul am vreo 70 ceva, dar care n-au aruncat măcar o pană, nu o am să-i duc. Ok, vă țin la curent și o să reluăm filmarea când ajungem la locul de lansare. Aproape că am ajuns, aici este casa părintească, unde am stat până acum 6 ani și am să-i duc porumbei puțin mai încolo. Am ajuns într-un loc lângă o pădure foarte frumoasă numită Pădurea Rotundă din Reghin. Este undeva ora 7, m-am grăbit pentru că de la 8 mai și muncim și trebuie să mergem la muncă. Da, sunt 65 de porumbei. 8 pui am lăsat acasă pentru că n-aveau schimbate nicio pană. Și să vedem cât o să rămână din ăștia după zborurile cu clubul. Țin să specific că nu o să facem concursuri, ci doar antrenamente, cred că până la carei. Ok, vremea extraordinară, soarele sus pe cer, senin. Bun, o să-i lansez. Prima lor lansare. Au ieșit toți. Au ieșit toți. Se fac un grup. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Ok. O să revin și cu un alt video. Dacă v-a plăcut videoul meu, dați un like. Nu uitați, abonați-vă la canalul meu, Columbofili Adevărați. Vă salut cu stimă și respect.